Într-o recentă conferință de presă, deputatul Elena Dinu, purtător de cuvânt al PSD Giurgiu, a avut o intervenție prin care a ținut să le explice pensionarilor că PSD veghează, că pensiile lor nu sunt în pericol. Elena Dinu a precizat în mesajul domniei sale către pensionari că PSD își va respecta promisiunile asumate atât acum cât și în 2018 și în anii următori. După ce a enumerat toate beneficiile aduse pensionarilor de guvernul PSD, creșterea punctului de pensie, pensia minimă garantată, eliminarea plății CAS, etc., Elena Dinu a precizat că toate măririle care vor veni sunt cuprinse în bugetul de stat pe 2018. Legea pensiilor, mult discutată legea pensiilor, este un lucru care n-a fost asumat pentru intrare în vigoare la 1 ianuarie 2018. În acest moment, legea pensiilor este spre avizare la Ministerul Finanțelor Publice, urmând să intre într-o dezbatere vastă în Parlamentul României pentru a fi amendată și după ce toate dezbaterile privind legea pensiilor vor fi încheiate, speranța noastră este că această lege, odată finalizată, va elimina inechitățile din actualul sistem de pensii.